pe obiectul acesta. Da, vecinul stă frecvent pe balcon, iese pe balcon acolo? Nu, probabil că numai că își întinde rupele sau că își le strânge. Stă singur? Singur. Lemnele alea erau putrezite? Da, de foarte mult timp. De foarte mult timp. S-a auzit bubuitură când a căzut? Foarte puternică, foarte puternică. Deci eram în casă. Dar nu-i prea grav? Nu, nu, nu este căsătorit, nu, nu este căsătorit, nu, este singur. Are un frate comandant de bază. Da, nu, este, este plecat în voiaj, am vorbit cu cunata, probabil că o să vină și din sală. Dar era proprietar, de unde-i cumpărat apa? Nu, e proprietar. De la rea de PP-ul, care de 1880. Asta probabil că o să știți mai multe de la doamna când va veni. Noi doi eram vecini, ne salutam și i-a zis. Asta erau toate relații. Erați în casă când s-a întâmplat? Da, în casă eram. Și cum s-a auzit? Mi s-a o bubuitură foarte puternică. Ok.